Puteți încearcă. Mulțumim. Da, clar. Ne aflăm într-o biserică luterană. Nu este o biserică romano-catolică, probabil că sunteți mai obișnuiți cu bisericile romano-catolice. Biserica luterană s-a desprins din biserica romano-catolică. Fondatorul lui este Luther. El a fost preot romano-catolic care a încercat să facă o reformă în biserica romano-catolică. Adică pe vremea aceea, știți că erau conducătorii supremi ai bisericii în Europa de vest și erau papi. Ei se considerau a fi urmașii Sfântului Apostol Petru, despre care i-au spus că a murit la Roma, răstignit cu capul în jos și că după aceea el a lăsat urmași pe papi care să conducă biserica lui Dumnezeu. Dar iată că în acea perioadă când a trăit Luther, care era călugăr și preot în Biserica Romano-Catolică, dar și teolog, terminase universitatea din Germania pe studii biblice, văzând că ipocrizia papilor și dorința lor de putere lumească, pentru că atunci, în acea perioadă, trăia așa numitul Papa Borgia, de exemplu, care a și făcut Bazilica Sfântul Petru în Roma, dar care avea o viață morală foarte decadentă, era părtaș la crime și cuceriri, și era ca un fel de prinț, un fel de împărat, de fapt, al apusului. Datorită acestui fapt, Luther se revoltă și pune pe ușa catedralei din Germania, cea mai importantă catedrală din Germania, pune tezele sale. Și anume, tezele sale sunt trei puncte importante. Sola Scriptura, Sola Fide și Sola Grația. Adică numai Scriptura, numai credința și numai harul, spune Luther. Datorită acestui fapt, el este prigonit de către curia papală, de către armata papală și se refugiază într-un land în Germania, unde va fi protejat de către un senior local care îl va plăti ca să traducă Biblia din limba latină în limba germană, ca Biblia să fie cunoscută și de către oamenii simpli. Vreau să vă spun că ideea în sine a lui Luther nu era rea. Luther nu a făcut un lucru rău, dar marea lui greșeală a fost că în loc să se îndrepte către biserica cea adevărată, biserica ortodoxă, care exista, dar era sub Imperiul Turcesc, dar exista, și care nu schimbase învățătura de credință și nu era condusă de către papi, ci era condusă de către ceea ce noi numim pleroma bisericii, adică pleroma înseamnă echipaj, adică în biserica ortodoxă, probabil în biserica în care mulți suntem botezați, este o biserică care ar trebui să se conducă de către credincioși împreună cu urmașii Sfinților Apostoli, care sunt prezbiterii. Atenție, denumirea corectă este prezbiter și nu preot. Preoți erau în Vechiul Testament. Noi numim prezbiteri de către episcopi sau episcopos. Episcopul, episcopos înseamnă supraveghetorul sau cel care supraveghează ca Sfânta Scriptură, ca Biblia, ca Evanghelia lui Hristos să se propovăduiască corect și, de asemenea, diaconii, cei care ajută pe prezbiteri și pe episcopi ca să-și îndeplinească misiunea lor de propovăduire a Evangheliei alături de toți ceilalți membri ai bisericii, pentru că, vedeți, biserica ortodoxă nu este formată numai din prezbiteri, episcopi și diaconi, ci este formată și din evangheliști, cei care evangelizează, pentru că darurile lui Dumnezeu, vedeți, Luther acolo spune un lucru foarte interesant, spune că sola gratia, sola scriptura, știți, Biblia.
El spune că Biblia se interpretează singură. Dacă citești Biblia, tu oricine-i fi, înțelegi ce spune și este suficient, te mântuiești. Lucrul acesta este greșit însă. De ce este greșit? Pentru că atunci când, de exemplu, un bețiv citește Biblia, el fiind dat, el nu va înțelege nimic cu mintea lui, pentru că este dat. Nu poate să citește, că zice, orice scrie aici, nu înțelege ce este scris acolo. Și atunci, ce înțelegem din asta? Că nu oricine poate să interpreteze Evanghelia, Biblia. Ca să poată interpreta cineva Evanghelia, trebuie să treacă prin trei stadii. Primul stadiu este stadiul curățirii sau despătimirii. Adică el trebuie să se curățească prin ceea ce se numește o luptă cu el însuși, să se curețe de patimile lui, adică să se lase de beție, să se lase de curvie, să se apuce să postească, să se apuce să se roage, să meargă la un părinte duhovnic să se spovedească, să se spovedească păcatele, să se roage, să se lupte cu el și în felul ăsta el începe să se curățească mintea lui și sufletul lui se curățește de către balastul păcatului, de către, pentru că păcatul și este o boală, o boală a sufletului. Este ceea ce se numește psihoză sau psihastenie sau astenia, înseamnă boala, astenia în limba greacă înseamnă boală. Și psihe înseamnă suflet. Deci este boala sufletului. Și cu toții ne naștem bolnavi, pentru că asta este datul genetic care merge din generație în generație. Și atunci, prin taina spovedaniei, prin Sfânta Împărtășanie, prin botez în primul rând, noi ne curățim și prin lupta noastră personală, de rugăciune, de post, de milostenie, de rugăciune, de luptă ca să nu păcătuim și așa mai departe. Asta este primul stadiu și anume curățirea de patim. În momentul în care omul se curăță de patim, vine automat ceea ce se numește luminarea. Adică mintea lui începe să se lumineze, omul care se împărtășește în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, începe să se lumineze. Un om, omul bisericesc, omul Evangheliei, este cel care participă în fiecare duminică la liturghie, se împărtășește în fiecare duminică, are duhovul și se luptă cu el, se despătimește, vine Harul Duhului Sfânt, se luminează mintea și luminându-se mintea, el începe să înțeleagă Scriptura. De ce? Pentru că el devine ca cel care a scris Scriptura. Adică ca Matei, ca Marcu, ca Luca, ca Ioan, ca Pavel, ca Iacob și ca ceilalți apostoli care au scris aceste scrisori numite în ansamblu Scriptura sau Noul Testament sau Evanghelii sau Noul și Vechiul Testament. Deci asta este Scriptura și noi devenim ca cei care au scris Scriptura, adică înțelegem, sunt în același spirit în care au înțeles și cei care au scris. Deci acesta este stadiul luminării. În stadiul acesta al luminării nu ajung toți, pentru că nu toți care se botează ortodox înseamnă că și fac aceste eforturi ca să se spovedească, să se împărtășească, să se lupte cu patimile, să postească și așa mai departe. Și atunci noi avem pe Sfinții Părinți. Sfinții Părinții numim pe cei care s-au luptat cu ei înșiși, s-au despătimit, s-au curățit de patim, s-au luminat și luminându-se, unii dintre ei au ajuns să se unească cu Dumnezeu. Ceea ce se numește îndumnezeire. Adică îndumnezeirea este Biserica Ortodoxă, știți ce este Biserica Ortodoxă? E un spital în care noi intrăm bolnavi și dacă ascultăm de învățăturile acestor Sfinți Părinți și a Evangheliei, ne curățim, ne luminăm, ne îndumnezim, ne vindecăm sufletul de toate cele rele, de mândrie, de egoism, de ură, de voala secolului pe care o vedem acum, și anume de depresie. Omul când este în depresie pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă omul ar cunoaște pe Dumnezeu, s-ar împărtăși în fiecare duminică și ar avea duhovnic și ar citi cărțile Sfinte, nu ar mai putea să cadă în depresie pentru că ar intra în legătură cu Creatorul, cu Cel care L-a făcut. Deci, sola Scriptura a lui Luther era greșită. Pentru că nu oricine putea să interpreteze Scriptura. Sola Grația, adică numai Harul, nu poate să... Pentru că, gândiți-vă, El spunea că tu nu trebuie să faci nimic ca să te mântuiești. Harul te mântuiește singur. Tu doar trebuie să crezi în Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Probabil că ați auzit de existența a foarte multor grupări neoprotestante, care se numesc pe evangheliști, baptiști, penticostali, adventiști,
martorii lui Iehova și așa mai departe. Sunt foarte multe grupări. Și toți vin, de fapt, cu aceste idei ale lui Luther. Și anume, îți spun, crezi în Domnul Iisus că este Dumnezeul tău personal care te-a mântuit? Și tu zici da. Și atunci spune, gata, ești mântuit. Nu este așa. Nu, dacă ar fi atât de simplu, ce bine ar fi. Nu. Necesită o luptă din partea omului. Necesită o luptă care durează toată viața în Biserica lui Hristos, în primul rând să fie înadevărat. Spune și despre biserică ceva, că sunt foarte da. Copiii, da. Da, da, da. Mă rog. Exact. Da. Ceea ce pot să vă spun despre această biserică este că este o biserică luterană. Deci de asta vă vorbeam despre Luther. Și că această biserică, eu personal nu o cunosc, este a doua oară când intru în această biserică, am înțeles că este o biserică luterană, am venit aici în față, am văzut Sfântul Altar, dacă vă uitați bine, ea păstrează exact cumva arhitectura bisericilor vechi, adică a bisericilor ortodoxe, în ce sens? În sensul că o biserică are o formă de navă. Și ce este o navă? Este o corabie. Este, ea reprezintă, de fapt, corabia lui Noe, sau corabia mântuirii. Asta înseamnă că, și ați auzit de corabia lui Noe, în care Noe a luat toate animalele și a salvat animalele și familia lui și s-a continuat neamul omenesc. Și acum au descoperit că în muntele Ararat există pietrificată corabia lui Noe, așa, care se vede din satelit. Lucru, deci, care arată că este adevărat, nu este o poveste. Și ea reprezintă corabia lui Noe și este împărțită în trei. Vedem această împărțire și în această biserică, și anume, avem ceea ce se numește zona de intrare din spate a bisericii, unde sunt ușile de intrare. Ușile acelea de intrare, știți cum se numesc? Se numesc ușile împărătești. De ce se numesc ele ușile împărătești? Pentru că biserica este considerată împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și atunci intri pe ușile împărătești. Ele sunt ușile împărătești. Înainte de intrarea pe aceste uși împărătești, mai este o anticameră. Ați observat, dacă n-ați intrat direct în biserică, ci ați intrat într-o anticameră a bisericii. Această anticameră este foarte importantă. După cum vedeți, în această biserică este o anomalie. Și o să vă spun că este anomalia. Și anume, vasul de botez, care aici e foarte mic, pentru că botezul de fapt se face într-un vas foarte mare, în care omul este afundat cu totul. Nu este afundat numai capul, puțin pe cap, cum se face acum, că vai să nu omorâm copilul, hai să-l băgăm. Nu! Afundarea e totală, de trei ori. Pentru că Sfântul Pavel spune că este în moartea și învierea lui Hristos. Trei zile a stat Hristos în mormânt, de trei ori este afundat omul în apă și atunci el se înnoiește. El se curăță, se sfințește. Dacă vă botezați la vârstă mare, o și simți. Când ești copil, nu o simți, dar o simți după ce începi să te împărtășești. Deci, la intrare, în acel privor, se găsea ceea ce se numește baptisteriul sau locul de botez. De ce la intrare? Pentru că nimeni nu avea voie să intre în biserică dacă nu era deja botezat. Și atunci, acolo, la intrare, se pregăteau cei care urmau a se boteza. În general, erau oameni mari, dar și copii. Și familie, și copii, și mari, și mici, nu conta vârsta. Conta să fie botezat. În general, familiile cereau ca copiii lor să fie botezați de aici și obiceiul ca copiii să fie botezați de mici, datorită familiei. Dar, în general, erau oameni care se botezau la vârstă mare, dar până la botez, ei nu se botezau imediat, ci așteptau 2 ani de zile. 2 ani de zile. Asta înseamnă că ei stăteau la intrare, se citea o rugăciune, episcopul sau prezbiterul le citea o rugăciune și ei stăteau la intrare, ascultau slujbele de acolo, nu aveau voie să intre în biserică, decât atunci când, după ce erau botezați. În această perioadă de 2 ani de zile, ei trebuiau să se spovedească mereu, să postească, să se roage și să participe la școlile de cateheză, la școlile unde învățau credința creștină. Deci ei se pregăteau, era ca un examen în care nu așa, gata, sunt creștin că din naștere așa sunt ortodox, că așa m-au botezat părinții, dar eu de fapt nu cred în nimic. Nu este așa ceva. Asta este o altă anomalie. Dar erau pregătiți cu o școală catehetică de 2 ani de zile în care învățau Biblia pe din afară, Noul Testament pe din afară, pentru că este și important să cunoaștem Noul Testament pe din afară, ca să putem să ne luptăm cu sectanții, cu pocăiții. A zis că sectanții știu Biblia pe din afară și noi trebuie să o știm. Ca ortodox suntem obligați să cunoaștem Scriptura și toate învățăturile Bisericii Ortodoxe.
Apoi, după ce se întâmpla lucrul acesta, după ce se termina examenul, dădeau un examen și apoi erau botezați, pentru că li se explica ce înseamnă botezul, ei înțelegeau fiecare aspect a ceea ce urma să li se întâmple. Erau botezați în numele Sfintei Trăimi și de-abia pe urmă puteau să intre în navă, în naos, în corabia lui Noe. Și intrau în corabia lui Noe, iar în corabia lui Noe veneau în procesiune, asta se întâmpla în timpul slujbei sau ceea ce se numește, ați auzit probabil de expresia frângerea pâinii. Frângerea pâinii din Faptele Apostolilor spune că ucenicii stăruiau în frângerea pâinii, în rugăciune, în psalm, nu? Ce este frângerea pâinii? Frângerea pâinii este liturgia care se face duminică dimineața la biserică. Nimic altceva. Ce face preotul? Prezbiterul, nu preotul, da? Prezbiterul. Prezbiterul ia pâinea aceea, se roagă ca Dumnezeu să ne dea trupul și sângele său, dar noi o vedem pâine, și se frânge mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, pentru viața și pentru mântuirea lumii, se frânge și nu se desparte, care îi sfințește pe cei care se împărtășesc cu el. Deci, ei veneau în față, în față primeau întâi ceea ce se numește Duhul Sfânt, deci erau botezați, botezul însemna curățirea lor, intrau în starea de luminare, primeau pe Duhul Sfânt, prezbiterul sau episcopul își punea mâinile peste el și primea puterea Duhului Sfânt ca să fie întărit, să primească harismele sau darurile Duhului, care îl va așeza într-o anumită dreaptă. Adică unul primea bucuria evangelizării, altul afacerii de minuni, altul a prorocirii, altul... Ceea ce se întâmplă și astăzi, de exemplu, nu știu câți ați auzit voi de Sfântul Porfirie din Grecia, sau de Sfântul Paisia Gheorghiu din Muntele Atos. De exemplu, am să vă spun numai un singur lucru legat de asta, pentru că are legătură cu biserica și structura ei, și anume, Sfântul Porfirie, un sfânt contemporan din Grecia, era preot, era la un spital de boli din centrul Atenei numit Omonia. Și acolo a venit o femeie franțuzoaică, bolnavă, ca să vorbească cu părintele. A intrat la părintele, dar părintele nu cunoștea limba franceză, nici femeia nu cunoștea limba greacă. Totuși, ajutorul părintele auzea că femeia vorbea în limba franceză, je parle français, știți, așa? El vorbea în greacă. Ime două, prepina care s-a tot, chiar tot, în limba greacă. Și auzea cum vorbea unul și celălalt, așa, unul celălalt. La sfârșit s-a dus părinte, dar femeia vorbea în limba franceză. Matale vorbea în limba greacă. Și părinte zice, cum? Adică nu vorbea tot în limba greacă? Eu auzeam pe ea vorbind în limba greacă. Ce era acest dar al acestui sfânt Porfirie? Un sfânt contemporan, care a murit acum 15 ani. Era darul vorbirii în limbi. Darul lui Dumnezeu, iată că se găsește și astăzi, dar bineînțeles că să-l caut, nu l-au toți. Așa, nu găsește așa peste tot. Și acolo, într-adevăr, oamenii iau în serios lucrurile acestea. Deci, acesta este naosul. Din naos se merge la altar. În fața altarului, cel care era botezat, primea trupul și sângele lui Hristos. Real. Viu. Adică, Iisus Hristos, în chipul pâinii și al vinului, se unește cu noi și atunci, unindu-se cu noi, noi ne îndumnezeim. Lucrul acesta, această îndumnezeire, această stare, bineînțeles că trebuie să o păstrăm în noi și să o ducem mai departe. Adică să devenim la rândul nostru apostole în Iisus Hristos în lume și să înțelegem că biserica este exact ca un copac. Un copac care are ramuri. Și are ramuri și frunze. Și nu numai că are ramuri și frunze, că dacă are numai ramuri și frunze, înseamnă că nu aduce rod. Trebuie să aducă și rod. Ce înseamnă rodul? Rodul înseamnă fructa, cireșele, merele, perele. Să apară și fructe. Vă mulțumim foarte da. Mult! Nu mai putem să ne așteaptă autocarul. Mulțumim frumos! Numai bine! Doamne, deci, am